Mă scoate din minte asta cu făcutul de liste pentru alegeri. Și dă și luptă, și luptă, și dă -i. E o gălăgie în partide ca la anunțile de interlopi. Totul e greșit aici, fraților. Și o să-i explic de ce. Pe puncte, ca să înțeleagă și oamenii ăștia. Un, doi, trei, lupi după ei. 1. Partidele o țin toată ziua cu meritocrația, cum își doresc ele să construiască o Românie a meritocrației. Știți foarte bine gargara asta ieftină. Păi despre ce meritocrație e vorba dacă oamenii care muncesc în partid n-au nicio șansă la alegeri pentru că voi, oamenii de la centru, aduceți persoane din afara partidului. Ce să mai înțeleagă din meritocrație cei care se chinuie prin organizații dacă la alegeri voi vă duceți în târg să achiziționați oameni cu nume și cu mecle respectabile pe care să-i puneți pe liste? La Senat, primul candidat este neurochirurgul Leon Dănăilă. Are 83 de ani și este la prima experiență politică. Salt riscant pentru Cătălina Ponor, gimnasta ar putea ajunge în Parlamentul României. Liderul organizației județene a PSD Constanța, Felix Troi, a declarat că Ponor va candida la Camera Deputaților. Mai departe, 2. Domnule Dragnea, doamna Gorghiu, ce mari partide sunt PSD-ul și PNL-ul dacă n-au resurse nici să umple niște liste? Și dacă n-aveți atâtea nume, atâtea oameni, de ce nu-i aduceți pe alții în partid cu un an, cu doi ani înainte de alegeri? Ce v-ați trezit abia acum? Aolo, nu ne-am numărat bine, nu suntem destui, de unde mai luăm, ce ne facem? Și trei. Cum vreți să vă privească lumea când voi nu puteți aduce în față din propriul partid oameni credibili? Că asta e mintea voastră. Parcă vă văd, stați toți la o masă mare la partid și ziceți. Fraților, avem nevoie de niște fețe de astea care să inspire încredere, da? Că pe noi nu ne mai a nimeni în seamă. Ne trebuie niște mecle de oameni serioși. După aia venim noi din urmă, da? Ne facem șmecheriile noastre. Dar pentru început avem nevoie de niște fețe pe care să le scoatem la geam. Să le luăm ochii fraierilor. Cam așa, nu?